Extradarea prințului Paul al României va fi rejudecată de instanța din Malta. Anunțul a fost făcut de ministrul român al justiției Alina Gorghiu, care a precizat că Paul de România va rămâne în arest până la pronunțarea unei decizii definitive. După ce magistrații din Malta au respins în luna mai acestui an cererea României privind extrădarea prințului fugar Paul al României, acum cazul va fi rejudecat. Ministrul Justiției Alina Gorchiu spune că instanța din Malta a admis apelul formulat de parchetul general din România. Sunt în măsură să vă furnizez informații de astăzi de la Justiția din Malta. Predarea fugarului Paul Filip al României se va rejudeca. Instanța a admis apelul formulat de parchet, a desfințat hotărârea de refuz al predării și a trimis cauza la rejudecare. Acesta în arest până la pronunțarea unei soluții definitive, cererea de eliberare pe cauțiune fiind respinsă tot astăzi. Mulțumesc tuturor celor care au făcut demersurile necesare și au fost implicați în această procedură. Așteptăm etapele următoare, a precizat ministrul Alina Gorghiu într-o postare pe Facebook. Prințul Paul a rămas în spatele gratilor după ce judecătorii din Malta i-au respins cererea de eliberare pe cauțiune săptămâna trecută. El va rămâne în custodia autorităților până la o decizie definitivă în procesul de extradare care este așteptată pe 17 iunie. Filip Lambrin a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa. A fugit din România în 2020 și a fost dat în urmărire internațională, însă a fost prins 2 ani mai târziu în Paris, unde curtea de apel a refuzat extradarea acestuia. În luna aprilie acestui an a fost prins în timpul unei conferințe din Malta în baza unui mandat european. Atunci autoritățile l-au arestat preventiv, iar pe 9 mai i-a fost respinsă cererea de eliberare pe cauțiune. Procesul de extradare al prințului Paul a început pe 14 mai. La primul termen, instanța a amânat verdictul, iar o săptămână mai târziu, Tribunalul Maltez a respins cererea de extradare pe motiv că drepturile fundamentale ale lui Paul Lambrino ar fi încălcate în închisoarea din România.